Record al procentului de decese între vaccinați într-o singură zi în România. Peste 35 dintre cei care au murit pe 16 ianuarie erau vaccinați împotriva bolii care i-a secerat. Grupul de comunicare strategică a anunțat numărul de decese asociate coronavirusului pentru ziua de 16 ianuarie. Conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul MAI, în ziua de 16 ianuarie, în România au murit 17 persoane, dintre care 11 nevaccinate și 6 vaccinate. Procentual, rezultă că peste 35% dintre persoanele decedate cu noul coronavirus sunt vaccinate împotriva acestuia. Conform informațiilor făcute publice de Guvernul României pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, acesta este cel mai ridicat procent de decese între persoanele vaccinate din totalul unei zile de când s-au făcut publice aceste statistici. Reamintim că aceste statistici, privind proporția vaccinaților și nevaccinaților, în totalul unei zile, au fost făcute publice abia după 9 luni de la începutul campaniei de vaccinare, mai precis pe 29 septembrie, după cum releva o analiză a R3 Media. Aceeași analiză reliefă faptul că recordul anterior era deținut de ziua de 2 ianuarie 2022. Atunci, peste 23,5% din cei decedați erau vaccinați împotriva bolii care i-a secerat. Conform statisticilor oficiale ale Guvernului României, 40,7% din populația generală a României este vaccinată, relatează r3media.ro.